Salutare, oameni buni! Astăzi vreau să vorbim despre haine de pescuit în sezonul rece și anume iarna. Ce haine să vă luați, ce v-ar prinde bine pentru atunci când ieșiți la pescuit și e ger, e frig, ninge poate, poate și ploua iarna și aveți nevoie de ceva impermeabil. E foarte important aspectul acesta. Așa că vreau să vă zic că am umblat, m-am uitat prin magazinele de pescuit, magazinele de profil. M-am uitat după haine, zic, haide să-mi caut niște haine bune, cu care să nu răcesc, cu care să pot să ies chiar și atunci când ninge și e frig. Și uitându-mă așa prin magazinele de pescuit, mă uitam la câte o geacă, ce mi se părea mie mai ok și era și impermeabilă, vedeam undeva la 500, 700, 1000 de lei, zic, mă, ce face geaca asta de 1000 de lei? Zic că, totuși, e impermeabilă, înțeleg, da, 1000 de lei. După zic, hai să mă uit la niște bocanci buni, ceva, să nu-mi intre apă, să pot să merg cu ei prin zăpadă, să-mi țină cald la picioare. Mă uit la bocanci, niște bocanci din piele sau așa, ajungeau lejer, tot așa, la vreo 700-800 de lei. Și am stat și am făcut un calcul, zic, păi dacă ar fi să-mi cumpăr tot, fiecare articol de îmbrăcăminte din magazin, zic, păi aș da peste 3.000 de lei, cred, cel puțin 3.000 de lei, să mă îmbrac cu niște produse de calitate care să-mi țină cald și să pot să ies, să mă bucur de pescuit chiar și iarna. Și zic, ia să caut eu o alternativă mai ieftină față de magazinele de pescuit. Nu o să fac niciodată reclamă, absolut niciodată, dacă eu nu consider că merită sau așa. Adică să nu vă gândiți că e un fel de reclamă, o să vă zic și magazinul de unde le-am cumpărat. Și articole de calitate bune pentru buzunarul fiecăruia și consider că ăsta e cel mai important lucru, pentru că dacă un produs are aceeași calitate, doar că plătesc firma și dau pe o geacă în loc să dau 300-400 de lei, dau 1000 de lei că scrie pe ea, nu dau nume, o altă firmă, prefer să nu cad în capcana aceasta, că nu mă ajută cu nimic că scrie pe ea nu știu ce, dar eu sunt așa și tremur de frig. Nu mă încălzește firma, ca să zic așa, la propriu. Și haide să vă arăt ce mi-am luat mai exact. Mi-am luat o geacă, vi le arăt pe rând. Mi-am luat o geacă, este o geacă de vânătoare mai mult. Bine, de pescuit și vânătoare. Este impermeabilă, o să le îmbrac, să le vedeți după aceea pe toate. O geacă impermeabilă, foarte, foarte utilă. Așa, haideți să vă fac prezentare mai întâi la fiecare. O geacă, un polar, e foarte important să aveți, prieteni, un polar. Ăsta ține de cald foarte bine. Deci polarul e cel mai bun lucru inventat vreodată. Ăsta poți să te duci pe munte cu el și n-ai nicio treabă. Mi-am mai luat așa o căciulă. Din aceasta, nu știu cum să-i zic, că nu e din aia neapărat rusească, e o căciulă, da? Cu blană, așa, frumos, ține cald la urechiușe, la cap. Ia uitați, o căciulă. O să vă zic imediat cât am dat pe fiecare în parte. Vă arăt ce mi-am mai luat. Mi-am mai luat niște bocanci, că am vrut bocanci buni. Ăștia au fost cam scumpi, ăștia au fost într-adevăr puțin mai scumpi, dar sunt bocanci din piele cu membrană, Gore-Tex, unde nu intră apa absolut deloc, umezală nimic, țin cald, au talpă Vibram, talpă foarte bună, aderentă, sunt niște bocanci foarte tari, foarte mișto. O să vi arăt și pe aceștia mai în detaliu, oricum presupun că îi vedeți. Bocanci frumoși din piele și poți să iei și în viața de zi cu zi, adică sunt bocanci pe care poți să-i porți când te duci până la magazin sau unde vrei tu. Sunt eleganți, sunt simpli, sunt din piele, de ce nu? Ăștia au fost mai scumpi un pic, o să vă zic imediat. Așa, și mai avem aici, ce mai avem? Cam să vedeți ce vă puteți lua cu 1000 sau maxim 1200 de lei, maxim, față de 3000-4000 de lei cât dai în magazinele de pescuit. Poate să mă înjure oricine, eu mereu am fost sincer și mereu o să vă zic ce fac eu, vă zic și vouă, vă arăt, e alegerea voastră dacă vreți să-mi urmați sfaturile, dar eu consider că banii mai bine rămân la mine în buzunar, restul de bani, sau îmi cumpăr altceva, poate mai iau o lansetă, o mulinetă de bani. Nu mă încălzește că scrie aici, nu știu ce. Încă un lucru important, prieteni, și puteți să râdeți, colanți. Eu, iarna,
mai ales de când am problema asta cu tiroida și am slăbit foarte mult, simt frigul foarte rău. Deci credeți-mă, înainte poate nu simțeam chiar atât de rău, dar sunt oameni mai friguroși și de ce să răcești și să stai pe urmă în casă 2 săptămâni să iei medicamente și să nu poți să te mai bucuri de pescuit, când poți să te îmbraci adecvat și să te bucuri toată iarna de pescuit, nu? Că până la urmă nu ieșim la pescuit să facem parada modii sau să avem tot felul de figuri în cap, că nu ăsta e scopul. Deci colanți, da? Mi-am luat 2 perechi, mi-am luat de colanți, uitați așa, vă arăt direct din pungă, da? Din sacoșă. 2 perechi de colanți. O să pun totul pe mine să vedeți. Și ca să fie la fel ca geaca, mi-am luat prieteni și pantaloni. Deci o pereche de pantaloni impermeabili, călduroși. Ia uitați. Pantaloni impermeabili, la fel ca geaca, același model. E ca și cum mi-aș fi făcut un costum de pescuit, doar că le-am achiziționat separat. Care e problema? Păi, în magazinul de pescuit, dacă mă duceam, dădeam 400-500 de lei pe o pereche de pantaloni, să fie și impermeabili și călduroși și până la urmă utili, adică rezistenți, au un material foarte rezistent, nu se uzează atât de repede. Și l-am luat la jumătate din prețul magazinelor de pescuit. Păi da, ce are? Și sunt probabil și mai buni decât multe dintre produsele de acolo. Impermeabili, călduroși, rezistenți la tăvăleală, la vegetație, că uite, merge să pescuiți, poate vă duceți, nu știu, la Dunăre, prin, nu știu, pe Neajlov, pe Sabar, habar n-am. Și automat, e vegetație acolo, la Dunăre, pe Sabar, e foarte multă vegetație și contează foarte mult să nu ți se rupă în momentul în care treci pe lângă niște crengi, pe lângă ceva. Contează enorm. Bun, încă ceva. Mi-am mai luat niște mânuși, prieteni, le-am găsit și la ofertă, chiar le-am găsit la un preț bun. O să vă zic imediat, când le îmbrac pe fiecare cât am dat. Niște mânuși așa, cu degetele tăiate, care au și așa, să le puteți purta de-a întregul, dacă vi se face frig la degețele, cum ar veni. Și foarte utile și mânușile astea, tot la ofertă le-am prins. Deci geacă, pantaloni, căciulă, colanți, mânuși și polar, da, să nu uităm. Și încă ceva, prieteni, aș fi vrut să-mi iau altă culoare, dar n-am găsit, dar e negru. Și negru, vorba românului, merge la orice. Un guler, da? Un guler așa. Ăsta știți cât a fost? Ia ghiciți. 13 lei. Păi da, 13 lei, prieteni. Guler, ia uitați. Îl pui așa frumos, pac, și ți-e cald la gât. Pentru că de multe ori când ieșeam la pescuit, puteam să mă îmbrac de gros, mă îmbrăcam. Dacă bătea vântul, fix la gât, aici simțeam. Degeaba aveam eu 2 perechi de pantaloni pe mine. Că mi-era frig de la gât. Și automat, ia răceala și răcești la cap. Bine, unii sunt răciți la cap de când se știu, dar mă rog, asta e altceva. Deci, guler, da? Ăsta 13 lei. Niciun fel de problemă, prieten, că nu trebuie să arăt impecabil, că suntem pescari. Nu suntem modele. Am fost în trecut și modele, asta e o altă poveste. Bun, haideți să vi-l arăt pe fiecare în parte, să le îmbrac și să vedeți cum stau pe mine și poate și pe voi dacă vă hotărâți să le achiziționați. O să vă spun și magazinul mai târziu puțin. Haideți să le îmbrăcăm. Începem cu colanții, prieteni. Colanți călduroși, vin pe picior foarte bine, pufoși. Păi da, nu e nicio rușine. Știu că nu e visul umed al nimănui să mă vadă pe mine în colanți, dar vă arăt exact cum mă îmbrac și nu mi-e frig niciodată. Colanți, da, pufoși, călduroși. Ce să mai? Primul lucru, colanții luăm pe noi, da? După care luăm polarul. Le am pe toate aici. Următorul pas, polarul. Da, colanții, am uitat să vă zic, ăștia sexy așa și călduroși. 28 de lei, prieteni. În alte părți, o pereche de colanți costau 60, 70, 80 de lei. 28 de lei am dat pe ei. Polarul, da, al doilea. Luăm polarul, foarte călduros, bun chiar și pentru munte, v-am zis. Așa,
Prieteni. Haideți că iar o să zic că lumea că zic de prea multe ori prieteni, dar ce să fac? Îmi este drag de voi. Așa. Deci, polarul a doua oară. Foarte frumos cu fermoara aici, să țină cald la gât. Și pufos și ăsta, călduros, zici că e cocolino, atât de moale e. Ăsta undeva la 50 și ceva, 60 de lei maxim, cam așa. Foarte bun polarul, o să-l desfac un pic, că o să mor de cald în casă cu el. Cel mai bun lucru pentru sezonul rece. Polarul e nelipsit. Și colanții, dacă este foarte frig, colanții sunt următorii. Da? Mi-am luat colanții, polarul pe mine. Haide să trecem la pantaloni, da? A, uitați, pantaloni. Păi ce, nu sunt frumoși? Și decât să-mi iau din magazinele de pescuit, mi-am luat pantaloni. Impermeabil, călduroși. Luăm așa frumos, peste colant. Bine, trebuia eu să-mi iau niște ciorapi. Să vă dau un pont, vă las niște ciorapi mai lungi și băgați colanții acolo în ciorapi. Să nu iasă când vă îmbrăcați. Așa, îi tragem bine, bine, bine. Sunt o culoare frumoasă cu imprimeuri de crengi, bălării, tot ce vreți. Să vă cam umflați. Cum ar veni, cum ar zice un intelectual. Așa. Pantaloni, prieteni. Pantaloni, nu glumă. Călduroși, deja mi-e cald. Material foarte bun. Hidrofob, adică impermeabil. Nu vă udați dacă plouă. Și dacă vă murdăriți, dați cu sticla de apă puțin, v-ați șters și gata, v-ați curățat. Nu trebuie să stați prea mult la discuții, că ești la pescuit, ai treabă. Vrei să prinzi captura cea mare? Nu trebuie să stai să te gândești, vai, m-am murdărit puțin sau nu. Ăștia se curăță foarte ușor, sunt călduroși. Au aici, o să vă arăt eu imediat, că întâi cu asta trebuia să încep. Aveți buzunar aici, la picior, da? Buzunar la picior, frumos, să vă băgați ce aveți voi nevoie aici. La fel, buzunarul este impermeabil și ăsta. Aveți două buzunare aici unde să vă băgați mâinile dacă e frig. Și buzunarele astea sunt căptușite, tot cu polar. Deci aveți polar aici, da? Să vă țină cald la mânuțe. Foarte practici, foarte ok. Materialul fiind mult mai rezistent, este un pic mai rigid, să zic, dar nu e asta o problemă. Mai bine să fie așa și să nu rămâi cu pantalonii rupți în fund, ca să zic așa. Că te apleci sau faci ceva, mai bine să fie rezistenți. Și foarte drăguți, din punctul meu de vedere. Păi da, la spate nu avem buzunare, ca să nu intre apă, să nu... Na, au ales să nu pună la spate, dar aveți aici. Și o să vă arăt la geacă buzunarele. Aici să băgați mâinile și cam atât. Dar aveți un material de căptușeală pe interior, care ține foarte cald, este tot un fel de polar, doar că este până undeva, până pe aici așa, mă înțelegeți, polarul acela, ca aici să nu absorbă apă. Deci aici aveți un fâș ceva, așa, să vă arăt eu, ca să nu absorbă apă. Uitați, și de aici începe polarul, de aici, așa. E foarte bine pentru că dacă plouă, și polarul ăsta se uda, se ducea la ciorapi și după în bocanci. Și ați fi fost uz la picioare. Așa e cel mai bine. Ăsta îl tragi peste bocanc și n-ai treabă, nu-ți intra apă nicăieri. Haideți să trecem la... Ce să vă arăt eu? Haideți la geacă. Și după o să vă arăt și căciulă și tot. Geaca este același model ca și pantalon. Achiziționate separat. Și uite așa mi-am făcut un costum de pescuit, foarte frumos. Geaca este foarte călduroasă și se vede că e mai groasă, mai grea puțin, dar în sensul bun. Adică are umplutură bună, nu cum au altele, nu știu, poliester și atât. Ia uitați, prieteni. Geaca, da? Mi-a rămas
bateria externă de când am ieșit la pescuit cu ea și mi-a rămas bateria externă, aici o voi scoate. Deci buzunar aici, da, la piept. Aveți buzunar aici la piept, pe interior, frumos. Pe acesta l-are, aici, da? Sper să mă văd să nu vorbesc degeaba jumătate de oră aici. Și e o geacă foarte bună, lejeritatea bună, când pescuiești, când te miști, când lansezi, când tot, da? Contează foarte mult să ai libertate de mișcare în momentul în care pescuiești. Așa, fermoar, un fermoar foarte rezistent, mie așa îmi pare. Deci credeți-mă că mor de cald. Dar vreau să vă arăt cum stă treaba. Aveți fermoar aici, după care arici. Aveți și aici, peste fermoar, ca să nu pătrundă apa, da? Și puneți ăsta ariciu peste fermoar și nu vă udați. Nu se strecoară apă pe acolo, da? Și asta o puteți închide până sus, aici, la gât. Ia uitați, prieteni. Păi da. Așa, și mai are un arici și aici, sus de tot. Și gata, sunt protejat complet de ploaie, de frig. Pantalonii, la fel, v-am zis, sunt și ăștia impermeabili. Nu trece vântul, nu trece frigul pe nicăieri. Ia uitați, costum. Păi da. Geaca. A, la geacă nu v-am zis și nici la pantaloni. Pantalonii, prieteni, au fost 180 de lei, cam așa. Păi, pantaloni impermeabil, călduros, 180 de lei la magazinul de pescuit, dacă te duci, dai 4 milioane sau 3 milioane pe unul din ăsta. 300 de lei, mă rog. Păi, 180 de lei. Geaca a fost 280, aproape 300. Hai, punem 300 de lei geaca. Pe o geacă din asta, și impermeabilă și călduroasă, la magazinul de pescuit o iei cu 700-800 de lei. Lejer, lejer, lejer. Credeți-mă, deci foarte tare geacă. Avem așa, v-am zis, mă desfac un pic că mor de cald. Deci atât de călduros e tot ce am pe mine, atât de călduros încât mie să nu leșin aici. Deci, buzunar aici, la interior, da, cu arici, aveți în felul următor. Aveți două buzunare aici, unde sunt căptușite și acestea. Stânga, dreapta, da, să vă băgați mâinile, să vă fie cald. Mai am aici o altă pereche de mânuși, o scot, mi-am luat altele, da? Aici la fel, căptușeală din polar la geacă. Aveți polar să vă țină cald la mânuțe. Le băgați ori în geacă aici, ori la pantalon, că pantalonul la fel, v-am zis, are polar la mâini, să vă țină cald. Și oriunde v-ați băga mâinile, în geacă, în pantalon, e foarte cald, deci ține de cald foarte bine. Cam asta e geaca, pantalonul, geaca v-am zis 280 până 300 de lei. Păi scuză-mă, decât să dau 700-800 de lei? Ce face aia și asta nu? Chiar mai bine face asta. Aveți și glugă? Nu v-am zis de glugă, prieteni. A, uitați. Sexy motherfucker, cum ar veni. Aveți și glugă. Gluga la fel. Are polar, unde ții tu capul așa frumos. La căldurică ai polar la glugă aici. Sper să mă văd. Deci geaca așa vine foarte bine pe cap. Te-ai mai închis și la geacă în cazul în care plouă. Ia să vedeți voi aici. Te-ai închis și la asta, da? Până aici. Ia uitați. Trag ariciul ăsta de la geacă. Și mi-e cald, prieteni. Mi-e foarte cald. Ia uitați. Păi da, sunt protejat. Ia uitați. Așa arată. Foarte tare, nu? Haideți să trecem la următoarea treabă. Deci, am geaca pe mine, da? Și zic, hai să-mi iau căciula, să plec. Hai că dacă nu leșim la episodul ăsta, prieteni, nu mai leșim niciodată. Căciulă călduroasă și asta, da? Ia uitați. Blană peste tot. Pe interior, la urechi. Blană călduroasă, da? Pac! A, ce vorbești, mă? Deja simt cum aia cu leșini, ia să vedeți. Altă viață. Deci, mergi cu căciula asta, asta e căciulă de mers în Siberia cu ea, prieteni. O căciulă
minunată. Deci am căutat foarte mult timp să-mi găsesc și culmea le-am găsit pe toate în același magazin. Este vorba despre Decathlon, probabil v-ați prins, unde au avut prețuri foarte bune sezonul acesta și mi-am luat absolut tot, fix de acolo le-am luat. Și a meritat fiecare bănuț, fiecare echipament, fiecare accesoriu vestimentar, a meritat fiecare leu. Ia uitați, căciulă, da? Aveți aici și returi, dacă vreți să vă legați mai mult, să vă prindeți aici, mă rog, da, o să mor eu. În fine, ca idee, da? Să vă țină cald la urechiușe. Căciula a fost 110 lei. 100 de lei, hai zicem 100 de lei. Că de aici de acolo se mai scot câte 10 lei. 100 de lei, da? Căciulă, păi scuză-mă. Am văzut niște fesuri, niște mizerii de fesuri, de nu țineau cald alea niciodată în viața lor. 110 lei, căciulă, cu blană. Deci te coci în ea, credeți-mi. O dau jos, că nu mai pot. Am zis să vă arăt. Deci, nu, e... Nu poți să stai așa în casă, trebuie să te duci la minus 10 grade afară. Avem așa. Deci, și guler. Da? Ăsta vi l-am arătat mai devreme. Gulerul ăsta, 13 lei. Păi, da. Și am polarul, da? Fac polarul așa. Pun și gulerul. Trag gulerul. Așa. Motane, dă-te de acolo, că dacă îmi dărâmi camera, te mănânc. Deci, mi-am pus și gulerul. Hai că deja sunt sinucigaș. Și ia uitați, nu mai am treabă, da? Dacă vine viscolul și bate vântul tare cu viscol și îmi bate vântul în față și eu am geacă, căciulă și zic, Doamne, îmi bate viscolul. Fac așa. Fac așa, prieteni. Și aia e, nu mai simt frigul la ochi, la, mă rog, la față. Îmi mai pun și asta în cap, deja mă ia cu leșin. Ia uitați. Deci, cam asta e treaba. Viscolește, bate vântul, e frig, n-am treabă. Nici o treabă n-am, da? Păi da. Pescarul ninja. Dar ce-mi pasă? Mi-e cald, nu-mi pasă. Sunt sănătos, nu răcesc. Păi da. Bun, haideți că... Dacă se întrerupe filmarea brusc și... Nu mă mai vedeți în cadru, înseamnă că am leșinat. Da? Îmi dau jos ăsta. Frumos gulerul. Așa. Fuh! Doamne, iartă-mă. Și mânuși, la fel. Deci uitați-vă și voi. Mi-am găsit mânuși și geacă și pantalon în același model. Da? Așa sunt mânușile. Se dau astea așa jos să puteți să le purtați și fără degete. E foarte important la pescuit, să poți să folosești mână. Haideți să-mi pun și mânușile, dacă tot m-am apucat și am luat-o așa că pe drumul leșinului, ca să zic așa. Ia uitați mânușii aici. Da? Nici nu le-am desfăcut, o să le desfac în curând, hai să vi le arăt. Astea sunt mânușile. Sper să le vedeți. Într-adevăr, degetul ăsta mare rămâne așa. Dar, dacă ți se face frig și, uite, la spinning, e perfect cu degetele tăiate. Dacă ți se face frig și ești la crap, sau că nu toți pescuiți doar la spinning, îți tragi frumos asta aici, așa, ia uitați. Și ți-ai acoperit și degetele. Și nu mai înghezi de frig, da? Nu mai faci cangrenă, cum ar veni. Foarte frumos, are aici o întăritură. Aici și pe degetul mare, la fel o întăritură aici. Aici la bază are un polar care se trage peste mână aici să țină cald. Da? Și asta e. Mânuși, ia uitați. Mânuși la fel ca geacă. Mânuși, geacă, pantaloni. Dacă pun așa mânușile pe lângă toate astea, nici nu le mai vedeți. Este că s-au camuflat? Da. Mânușile. Mânușile le-am prins la ofertă, au fost 70 de lei, l-am luat cu 40. Cu 40 de lei. În magazinele de pescuit
mi-am luat niște mănuși de la delfin și pe lângă faptul că îmi făceau răni pe aici, pe la degete, mă mâncau mâinile de la ele, de nu vă imaginați, și cald nu țineau absolut deloc. Deci simțeam vântul, dacă însuflam în palmă, mi se făcea frig, la modul ăla. Astea văd că sunt foarte călduroase și ai libertate de mișcare. Poți să te miști. Ale erau din neopren, celelalte pe care le-am avut de la delfin, și nu puteai să miști mâinile. Deci, credeți-mă, erau infernale. Și niște cusături pe interior, de Doamne ferește. Da, și ăsta se prinde aici cu o capsă, dacă nu vrei să-l folosești. Și astea sunt mânușile. Le dau jos, că m-am încins foarte rău. Sunt hot, cum ar veni. Da. Astea v-am zis. De la 70-80 de lei l-am luat cu 40. Cam astea sunt. Bun, haideți să vă arăt bocancii, da? Bocancii, v-am zis, ăștia au fost un pic mai scumpi, într-adevăr, dar voi vă puteți alege altceva mai ieftin, depinde de preferințele voastre. Eu perechea asta de bocanci, cel mai probabil o să o am 10 ani, sigur o să o am. Sunt din piele, vi-am arătat mai devreme puțin, așa arată, da? Membrană Gore-Tex, să nu vă udați, să nu intre apă. Limba bocancilor, dacă vedeți, este până sus aici, da, totul lipit, nu intră apă pe aici, cum sunt la câte unii de scrie că sunt impermeabili, dar limba, în schimb, aici e spațiu. E până sus limba, da, cu totul. Ăștia au fost 550, cam așa, 550 de lei, dar merită. Au întărituri aici în față. Până unde este pielea, aici au întărituri pentru pietre, pentru crengi pe care le găsiți în pădure, da? Au talpă Vibram, antiaderentă, să nu alunecați pe zăpadă, pe habar n-am. Unde umblați voi la pescuit, că fiecare merge în diverse locuri. Ăștia sunt bocancii, o să iau puțin așa de prezentare. Mi-am luat bocancii, da? I-am tras pantalonii peste bocanci și nu mă mai ud niciodată. Deci nu-mi intră apă, nu-mi intră nimic așa. Eu zic că se potrivesc la fix și ăștia puteți să-i luați și pe stradă și oriunde vreți voi. Da, ia uitați. Foarte comozi, foarte ușori, par foarte rezistenți. Și sper să-și facă treaba, să îi port cum am eu de gând peste 10 ani de zile. Am mai avut unii înainte, la fel, erau bocanci de vânătoare, de munte și m-au ținut 12 ani. Ăștia sunt mai buni ca cei pe care i-am avut. Deci trebuie să mă țină cel puțin la fel de mult. Așadar, prieteni, cam astea sunt accesoriile vestimentare, ca să zic așa, pentru pescuit în sezonul rece, iarna. Și sunt protejat, nu mi-e frig, nu răcesc, pot să stau la pescuit fără să mă trimită frigul acasă, cât doresc. Dacă vreau, am stat și 8 ore am stat la un moment dat, iarna aceasta, știu că nu pare, din clipuri, că ele se derulează, vedeți ce pește am prins. Am avut o partidă în care am stat 8 ore la pescuit, fără să tremur de frig, 8 ore, și afară erau 2 grade. Trageți voi concluziile. A meritat sau nu? Lăsați-mi mai jos în comentarii și spuneți-mi dacă merită investiția într-un echipament bun de iarnă cu care să poți să mergi la pescuit indiferent de vreme. Indiferent că plouă, că ninge, că e frig. Spuneți-mi în comentarii. Voi considerați că merită să investești o sumă de bani, să zic. Nu la fel ca la magazinele de pescuit unde nu toată lumea are să dea 3.000-4.000 de lei. Și un om mai normal, care face economii, să zicem că nu toți sunt bogați. Nu toți pescarii sunt bogați, cum cred unii, și vai domne, ia uite, am lansetă de 30 de milioane. O, am molinetă de 2500 de lei și nu prins pește cu ea. Prietene, tot ăla cu bățul cumpărat din Dragon prinde mai mult ca tine, care are mai multă experiență și îi place mai mult, poate. Ăla este la pescuit să prindă pește, nu să se laude cu ce are. De acolo se nasc frustrările, de acolo încep și pe mine să mă jignească alții,
spunându-mi că, domne, păi ce echipament ai tu, ce lansete ai tu, că eu am, nu pot să le număr pe degete câte am. Păi înseamnă un singur lucru, că ai fost fraier și n-ai știut ce să-ți cumperi de la început și ai cumpărat 20 până ai găsit una care îți place. E simplu, nu? Părerea mea? Așadar, prieteni, mai este din iarnă, cam o lună și vă că abia a început să ningă zilele astea, deci s-ar putea iarna să fie la început chiar. Nu se știe niciodată, au mai fost ierni în care a nins și în martie și în aprilie. Eu m-am echipat. Voi? Dacă v-ați echipat sau aveți alte sugestii mai bune, puteți să-mi scrieți în comentarii. Și ne vedem la pescuit. Cam ăsta a fost clipul. Fire întinse tuturor și aveți grijă de voi.